Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să vă prezint câteva produse pe care le-am achiziționat de la Oriflame. Am cumpărat mai multe parfumuri, în special. O parte dintre ele le-am oferit cadou și o parte mi le-am oferit mie cadou. Știți că de ziua femeii și, în general, în perioada aceasta de mărțișor, se oferă ca un simbol de primăvară, se oferă un mărțișor simbol și o mică atenție. Aceste parfumuri mi se par foarte bune și, mai ales dacă sunt și la ofertă, chiar reprezintă un raport calitate-preț foarte bun și poate fi adăugat pe lângă mărțișor ca și un mic, să zicem, produs de frumusețe și poate fi parte din cadoul de ziua femeii sau de mărțișor. Depinde cum doriți sau când doriți să faceți aceste cadouri. Haideți să mergem pe rând. Eu v-am zis, cum am mai spus, am luat mai multe și deja am și fost în weekend să împart cadourile și efectele au fost pozitive, în sensul că au fost foarte bine primite. O să începem acum cu primul parfum pe care aș vrea să vi-l prezint. Este acest parfum de la Infinita. Este o apă de parfum, are 50 de mililitri. O să vă arăt acum și cum arată parfumul. Sticla este așa. Este un parfum destul de intens. Mie îmi place și ambalajul și îmi place și sticluța cum este. O să las aici. O să vă citesc din catalog unde apare acest parfum, să vedem dacă reușesc să-l și găsesc. Să vedem dacă reușesc să-l găsesc. Am făcut eu câteva semne, dar nu știu dacă chiar voi ajunge să-l... Să vedem dacă le nimeresc. Acesta și acesta. Ok, deci acesta este. Acesta este din catalog. Îl vedeți acum, are prețul de 59,99 și spune că este un parfum floral fructat, lemnos și că are ca și mirosuri persistente mandarina, iasomie și lemn de cașmir. Mi-am notat aici și câteva informații de pe site. Două secunde ca să le și citesc. Deci zice așa, la nota de vârf ar fi mandarină cumcuat, nota de mijloc iasomie și nota de bază cașmir, ambră și vanilie. Sincer, nu simt foarte bine vanilia. Nu, este un parfum dulce, dar nu mi se pare un parfum care te leșină. Adică mi se pare foarte persistent și, într-adevăr, este un parfum fructat, floral, lemnos, dar îmi place. Îmi place cum se prezintă. Și chiar este o idee foarte bună pentru perioada aceasta în care oferim cadou surorilor, verișoarelor, colegelor, mamelor sau soacrelor, de ce nu. Este un cadou minunat și chiar îl recomand. Mergem mai departe. Următorul parfum este Volare Moments. Acesta nu mai este la reducere în catalogul acesta de la Oriflame, deci acesta este catalogul 04 și l-a avut la reducere doar pe acesta, Infinita. Volare Moments nu mai este la reducere, deci acum se găsește la prețul întreg. Eu o să vi-l arăt totuși, că poate vreți să-l cumpărați. Mie îmi place cum arată, are acest ambalaj așa foarte drăguț,
în formă de floricică, trandafir, și mi se pare deosebit pentru un cadou. Îmi place și ambalajul la exterior, dar și acesta din sticlă. Și acesta este un parfum fructat, floral și fructat. O să mă uit acum să vedem exact ce mi-am notat la volare. Da, este un parfum floral din și notele persistente așa ar fi ca și flori, trandafirul și violeta. Nota cheie trandafir, pară verde, acor de frunze, de violetă, nota de mijloc bujor, frezie, magnolie, nota de vârf, iris, lemn de santal, lemn de cedru și mosc. Sincer, îmi place cum miroase. Îmi plac parfumurile astea care conțin o combinație de fructe, flori și nu neapărat un singur fruct sau o singură floare. Combinațiile astea de mirosuri, de arome și foarte bine combinate mi se par super interesante și dau așa. Mi se par foarte exotice și sunt foarte bune și vara și iarna. Mi se pare un parfum feminin, chiar mi se potrivește și acesta Infinita și acesta Volare. Pentru că sunt un pic mai persistente, le văd un pic mai puternice, și mirosul e mai intens, dar nu atât de intens încât să fie extrem de deranjant. O să compar aceste parfumuri cu celelalte și aș putea să spun că acestea chiar mi se par foarte, foarte bune, având în vedere că fiecare parfum a costat în jur de 50-60 de lei, mi se pare un preț foarte bun, raport calitate-preț. Alt parfum pe care tot așa l-am cumpărat din catalogul anterior este acest Miss Giordani. Și o să-l încerc și pe acesta. Îmi place și acesta, îmi place foarte mult și ambalajul parfumului. Și o să vă spun ce mi-am notat. Este un parfum floral fructat. Notele care se simt sunt de sorbet de mango, piper, roșu, iasomie, gem de zmeură, mosc, noturi lemnoase, și note lemnoase. Apoi mi-am scris aici, notele de vârf sunt grapefruit, bergamotă, iederă, mango, note de mijloc, frezie, bujor, piper, roz, lăcrămioare, note de bază, paciuli, lemn de santal, vanilie, zmeură, mosc. Deci asta este ceea ce am notat eu. Îmi place și acest parfum, chiar este un preț foarte bun și îmi plac și sticluțele cum arată, sunt foarte simpatice și așa un design feminin. Se vede clar că cei de la Oriflame au început să investească mai mult în zona aceasta de parfumuri și mă bucură foarte tare. Și chiar mi se pare că intră în competiție cu parfumurile de branduri renumite. Adică cu siguranță sunt pe piață parfumuri nu mai scumpe care nu miros atât de bine ca aceste parfumuri. Acum, mie îmi place cum miros aceste parfumuri, dar sincer nu știu exact dacă ele chiar se și mențin pe corp foarte mult. Cele trei parfumuri fiind mai tari, am senzația că și se mențin mai mult decât alte parfumuri. Oricum, mi se par foarte bune și chiar o să le folosesc cu drag. Și mi se pare că am făcut o achiziție foarte bună cu aceste parfumuri. Mergem mai departe cu un parfum pe care l-am achiziționat din acest catalog. Deci acest Giordani l-am cumpărat din catalogul C3, acolo era la reducere, acum nu mai este la prețul întreg ca și cel Volare. Iar acesta Infinita, Eclat Amour și Lucia l-am achiziționat din catalogul acesta C4. Acest are o sticluță, Eclat Amour are o sticluță
de genul acesta. Este o sticluță clasică, să zic așa. El se găsește aici în catalog. Uitați-vă cum este. Are prețul de 52,99 de roni. Evident că prețul lui inițial era mult mai mare, deci este la jumătate de preț. Și o să vă citesc acum ce scrie. Scrie că este un parfum floral fructat lemnos. Notele persistente ar fi violeta albă, iris alb, lemn de cedru. O să mai mă uit acum să văd ce mi-a mai notat pentru acest parfum. O secundă. Deci ar mai fi așa, note de vârf ar fi pară, violetă, albă și frezie, note de mijloc stânjenel, alb, zmeură și lăcrămioare, note de bază lemn de santal, vanilie și cedru. Chiar îmi place și acesta cu miroase. Tot așa, e un pic mai strident, mai tare un pic. La fel ca celelalte, mie îmi plac genul acesta de parfumuri. Este un parfum, cum am mai spus, o combinație de fructe și flori. Deci un parfum fructat floral. Și îmi place și ambalajul. Uitați-vă cum are acest turn Eiffel pe ambalaj. Arată foarte cute așa. Și chiar este un cadou foarte drăguț de oferit în perioada aceasta. Și apoi ultimul parfum, l-am lăsat ultimul și o să vă spun de ce. Am avut așteptări mai mari pentru acest parfum, îmi place, dar n-aș putea să zic că este preferatul meu din toate cele 5. Și o să vă spun de ce, este un pic, nu este atât de tare, este mai diafan și... Cred că este un mai mult așa un parfum de primăvară. Bineînțeles că o să-l folosesc și pe acesta, numai că aveam alte așteptări de la acest parfum. El este și acesta un parfum fructat proaspăt și are conține note de frezie albă, acord de argințică și mosc alb. Mi-am mai notat câteva elemente suplimentare vis-a-vis de acest parfum. Două secunde. Note de vârf, frezie albă, șerbet de coacăze negre, ilang ilang, mijloc, note de mijloc, crin alb, floare de portocal, mușcată și note de bază, tuberoză, lemn de mesteacăn, mosc alb. Haideți să-l deschidem și pe acesta. Îmi place foarte mult sticluța, este drăguță. E drăguț și parfumul. Dar îmi plac mai mult celelalte. Cred că s-ar putea ca acest parfum să se potrivească mai bine la o persoană care are cu totul alt caracter, să zic așa. O să-l folosesc, îmi place și el, dar aș putea să zic că nu îmi plac mai mult celelalte decât acesta. Acesta e mai diafan, așa. Nu este foarte intens ca celelalte, așa îl simt eu. Acum știți că fiecare persoană are un anumit pigment, avem modalități diferite de a aprecia lucrurile și în general parfumurile. Asta este influențată și de experiența noastră, este influențată cumva și de așteptările pe care le-am făcut citind diverse informații. Ideea e că aveam așteptări de la parfumul ăsta să fie un pic mai intens. Nu mi se pare că e mai intens decât celelalte, adică e un pic mai slăbuț. Așa îl simt eu, așa îl percep eu. Cam acestea sunt parfumurile pe care le-am achiziționat. Să știți că mai sunt această comandă și acest catalog
Este disponibil până pe 21 martie, ora 22, deci mai aveți încă timp să cumpărați dacă vă doriți să cumpărați parfumuri de la Oriflame și sunteți interesată. Eu am fost surprinsă de calitatea lor, nu mă așteptam, după atâția ani am revenit să mai încerc din parfumurile lor și am fost pozitiv surprinsă. Și mai ales că e și o ocazie de a oferi un cadou inspirat. Și până la urmă, cred că toată lumea cunoaște brandul Oriflame și produsele de la Oriflame. Bun, dacă tot sper că v-au plăcut aceste părerile mele cu privire la acest parfum și de ce nu, poate veți achiziționa și voi dacă sunteți interesate de să cumpărați un cadou și nu știți de unde și în ce fel, puteți să faceți comandă la ei direct pe site să vă creați cont. Livrarea se poate face și prin Easy Box și în 2-3 zile aveți pachetul sau puteți să mergeți la sediul lor și să le achiziționați direct, probabil că în aceea zi sau a doua zi, nu știu care e procedura. Eu le-am luat prin Easy Box și au venit cam în 3 zile, deci a fost ok. Bun. Aș vrea să vă spun, să împărtășesc cu voi anumite impresii cu privire la alte produse pe care le-am achiziționat recent, dar nu de la Oriflame. Acestea au fost cumpărate de la Pink Panda. Am făcut o recenzie acum câteva zile și aș vrea să vă spun feedback-ul meu. În primul rând, am folosit acest serum de la Garnier și ce credeți? După ce l-am folosit câteva zile, deja mi s-a spus că tenul meu e schimbat, că arăt mult mai bine, mult mai odihnită. Mi s-au făcut complimente și mi s-a spus că pur și simplu arată tenul mult mai bine, mult mai curat, mult mai luminos. Și asta datorită acestui garnier cu vitamina C, niacinamide și acid salicilic. Deci acesta a fost produsul pe care l-am folosit în câteva zile și deja a avut un efect foarte bun asupra tenului. Eu având un ten gras, am nevoie, mă împac foarte bine cu aceste serumuri. Și știți foarte bine că vitamina C este foarte bună pentru luminozitatea tenului și pentru eliminarea petelor de pe față sau petele de pigmentare de la soare, de la anumite produse, de la alimentație. Și am înțeles că este foarte bună, am încercat și eu și văd că efectele deja sunt vizibile în câteva zile surprinzător. Vreau să vă spun că am încercat și această paletuță care este un pic bușită de la transport, dar să știți că îmi place enorm. Culorile sunt super naturale, măresc foarte bine ochiul și ploapa în general și dau așa, mai ales eu având și ochii căprui, chiar se potrivesc la o persoană cu ochii căprui, se vede foarte bine și chiar mi se pare că mărește ochiul și în general zona aceasta a ploapei. Chiar mi-au plăcut foarte mult. Am folosit o culoare mată și am pus un pic de sclipici de aici pe care nu m-am îndurat să-l arunc. Am zis că nu o să încerc să-l folosesc așa cum este prăfuit și cum este. Eu vreau să-l folosesc, că îmi place foarte mult acest sclipici. Și chiar efectul este foarte bun, adică chiar arată foarte bine această paletă. Știți că vă spuneam la un moment dat de acest rimel pe care l-am achiziționat tot de la Pic Panda și aveam așteptări foarte mari. Într-adevăr, să știți că rimelul, am avut impresia că este uscat, dar ce să vedeți, surpriză maximă, l-am folosit și am reușit să-mi rimelez, să-mi pun mascara pe ploape și efectul este foarte bun, adică nu lipește ploapele. Chiar arată foarte bine, ai senzația că ți-ai pus gene false, dar nu genul acela de gene lungi, exagerat de lungi. Adică mi se pare că chiar se vede efectul și s-au comportat foarte bine. Adică chiar am avut inițial impresia că e uscat, dar nu, am reușit să aplic produsul și mi-a plăcut. Și o să-l mai folosesc pe acesta. Acum, ce să vă mai zic? Inițial am avut dubii cu acest fond de ten de la NYX,
care este natural și spune că durează 24 de ore. Vedeți că deja l-am desfăcut. Și spune că can stop, won't stop și că acoperă foarte bine. Ideea este că chiar îl recomand. Este foarte bun acest fond de ten. Vreau să vă spun că inițial am avut senzația că e prea închis. Din contră, se potrivește foarte bine tenului meu. Eu, având un ten, nu este nici foarte. E mai mult spre alb decât spre maro, așa să zic. E un ten mai deschis la culoare și vreau să vă spun că chiar mi s-a potrivit această nuanță. Cred că dacă mergeam în magazin, nu ajungeam să selectez această nuanță, așa cum am făcut-o online. Deci, mi s-a părut așa foarte incredibil să selectezi un produs online, fără să mergi să-l încerci în magazin și totul să ți se potrivească. Este ceva ce nu m-am așteptat, sincer. Deci, sunt foarte încântată și de acest fond de ten. Surprinzător, este exact nuanța care mi se potrivește. Nu știu cum s-a întâmplat. Un noroc, pot să zic, că altfel nu pot să spun. V-am spus, de multe ori am fost în magazine și mi-am luat fonduri de ten mai închise la culoare. Ei, acesta este exact ce trebuie și mi-a creat așa luminozitate, nu încarcă tenul, se vede foarte bine, nu lasă, se întinde foarte bine pe toată fața, nu lasă pete, nu se usucă, deci mi s-a părut foarte, foarte tare acest produs de la NYX și chiar o să-l mai folosesc. Nu este foarte gras, ceea ce pe mine mă ajută pentru că având tenul gras, nu sunt adepta și nu mi se potrivesc produsele cu ulei sau cu, să zicem așa, mai apoase sau cu un anumit mai cremoase. Nu, deci chiar mi s-a părut foarte bun acest fond de ten. Și ce am observat că lasă așa un aspect de pudră, adică efectul final este foarte frumos, natural și v-am zis, nu încarcă tenul. Și toată lumea s-a întrebat, ok, dar ce ai făcut la față? Ai fost la cosmetică? Ți-ai făcut vreun tratament? Nu, doamnelor și domnișoarelor. Am folosit aceste două produse. Vitamina C Brightening Serum, deci mi-au aplicat înainte de a-mi da, bine, am folosit tratamentul și înainte. Înainte de a-mi aplica acest fond de ten, mi-am dat cu vitamina C și apoi mi-am pus acest fond de ten. Evident că am mai folosit vitamina C și înainte. Și mi-am mai cumpărat recent tot așa un produs de curățare de la Neutrogena cu particule, care e foarte bun și acela e un ușor abraziv și s-ar putea și acela să fi curățat. Cert este că rezultatul a fost neașteptat de bun și am primit foarte multe complimente. Sper că v-a plăcut recenzia de astăzi și produsele pe care vi le-am arătat de la Oriflame. Deci dacă ar fi să fac așa un top al parfumurilor care îmi plac cel mai mult, ar fi Infinita, Giordani, după care Volare, apoi Eclat, așa, și apoi Lucia. Deci cam acestea ar fi topurile, să zicem. Deci Lucia ar fi pe ultimul, să spunem. Oricum, cu siguranță am timp să folosesc. Să știți că nu mi-am luat cantități foarte mari, tocmai pentru că îmi place să încerc cât mai multe parfumuri și, sincer, mi se par foarte interesante ideile astea că firmele vând parfumul la cantități mici. În primul rând că te costă mai puțin și, doi, nu te plictisești folosind același parfum, ai posibilitatea să mai încerci și alte parfumuri și mi se pare o idee foarte bună. Și cred că ar fi o idee la care toată lumea ar trebui să, și brandurile mari, să se gândească un pic la această abordare, pentru că cu atâtea posibilități pe piață, e bine să încerci mai multe branduri și nu să poți să-ți dai seama exact ce ți se potrivește și eventual să mai schimbi așa parfumurile
Știți că înainte se spunea că fiecare persoană trebuie să aibă câte un parfum reprezentativ. Ok, poți să ai un parfum care îți place foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu poți să folosești și alte parfumuri. Și cu atâtea posibilități și site-uri care există și branduri apărute în România, slavă Domnului că există atâtea posibilități. Sper că v-a plăcut recenzia mea și vă mai aștept pe canalul meu. Vă doresc weekend plăcut și o zi minunată și o primăvară frumoasă.